Da, asta e foarte important. Asta ce spuneați și înainte, la începutul live-ului, dialogul ăsta cu jucătorii, dialogul în așa fel încât să-i dai o responsabilitate jucătorului și cumva să ți-l atragi de partea ta. Pentru că, până la urmă, eu am pățit asta, Neaviu, adică am pățit. Într-un fel, eu simțeam de la fiecare antrenor. În momentul în care îți vorbea altfel, cum s-a întâmplat și cu dumneavoastră la Rapid, joci, în subconștientul tău, joci și pentru antrenor. Nu joci numai pentru... Pentru că, nu știu, ai o relație specială, ai o relație, pentru că și atunci când la Rapid, când ați venit după Dan Petrescu, noi am avut seria aia foarte bună de rezultate, în care am terminat, nu știu, sus, pe 3 sau pe 4 atunci, pentru că Rapid era în formare. De asta zic că, din punctul meu de vedere, un antrenor, locul 3, bun. Un antrenor trebuie să fie pedagog, să știe să vorbească, să știe să-și cunoască jucătorii, iar lucrul ăsta, de multe ori, aici apar problemele. Ionuț, suntem la problema asta. Pot să-ți dau un exemplu din vestiarul Vă rog, Rapidului. vă rog. În perioada ta, uite, acum mi-a căzut visa. Ok. Nu știu dacă ți-aduci aminte, la un moment dat, relația Dolha, care era portarul Da, titular al așa este. echipei, și galeria Rapidului, care avea un cuvânt de spus în tot ceea ce se întâmpla și Corect, corect. era o relație foarte rece și foarte tensionată. Înaintea meciului cu Astra, care era pentru noi un meci important, Dolha nu vrea să joace. Și m-a rugat, Neavio, nu pot, te rog eu frumos, nu mă băga. E prima dată când un jucător mă ruga să nu joace. Dar asta o Nu făcea putea pentru să că avea joace. teamă de suport sau pur și simplu că era supărat? Adică eu Nu, nu mai țin minte de... avea o teamă de asta. I-am spus scurt, dezbracă-te, intri în poartă și să nu-ți mai augura. Și am plecat din vestiar. Pentru că dacă rămâneam în vestiar, el se tot voicărea. Nu pot Probabil, să da. joc, că mă înjură Corsicanu, că mă ceartă, știu eu Da, bine. cine. Am mai vorbit de Da. asta cu Vasile la interviul trecut. Asta este, la Rapid, știi cum e. Trăiești, da? Și Dolha a fost cel mai bun jucător de pe teren. La urmă, cred că el de fapt căuta cumva Un alibi. încrederea dumneavoastră. Da, Că el probabil să încrederea zice cu mea. galeria. Asta spun că un antrenor, dacă atunci îi spune bine, Dolha, ok, sau mai mergea și îl făcea și, eu știu, prin ziare sau dătea, uite ce jucător fricos. El probabil a simțit că are nevoie de cineva care să îl trezească cumva, să-l aducă cu picioarele pe pământ. De asta spun că, până la urmă, antrenorii, din punctul meu de vedere, au un rol extraordinar de important la nivelul ăsta de comunicare, de felul cum îl iei pe un jucător, pentru că ați văzut, una îl iei pe Lupu, una îl iei pe, eu știu, pe Dolha sau mai știu ce, adică aici e partea interesantă, că cum descoperă antrenorul cum să-i aducă pe fiecare la acolo unde trebuie. Mie acolo mi se pare cea mai interesantă pentru un antrenor. Pe lângă partea tactică, pregătirea fizică și toate lucrurile pe care le pregătește un antrenor. Mie mi s-a părut o chestie foarte ușoară asta. Și probabil faptul că noi n-am avut psihologi lângă noi, n-am avut preparatori fizici. Noi era antrenorul principal și antrenorul secund. Secund. Atât, nu mai exista. Medicul și atât.